Astăzi, de la cei mai mici până la cei mai mari, elevii Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja s-au strâns în sala de spectacol la Palatul Culturii Teodor Costescu pentru a face repetiție generală pentru spectacolul cu același nume. Auzi, n-ai avea idee unde sunt cei mici de clasa 5-a? Cred că i-am văzut la 008 și după încurea școlii. Le-am spus că face repetiție în internat. Cheamă-i, te rog. Clasa 5-a B, veniți aici! Un nou concept marca pedagogic urmează să fie pus pe scenă în data de 10 aprilie cu ocazia găzduirii etapei naționale a Olimpiadei de Pedagogie, care se va desfășura chiar în municipiul nostru. Pe scenă vor urca numai puțin de 70 de elevi talentați care s-au pregătit intens pentru a bucura publicul cu un nou concept. Un spectacol inedit intitulat Repetiție Generală va aduce pe scena Palatului Teodor Costescu o paletă largă de momente artistice. De la dansuri populare până la scenă amuzante, elevii scusiți vor avea grijă să creeze o atmosferă destinsă, plăcută pentru spectatori. Dincolo de efortul uriaș și dedicarea elevilor, organizarea acestui spectacol se datorează unui profesor priceput, creativ și implicat, Gabriel Dulea, profesor de educație muzicală la Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja, este cel care a făcut ca acest spectacol să prindă contur și cel care le-a dat curaj și le-a oferit sprijinul elevilor să-și evidențieze latura artistică pe această cale. Acesta a fost alături de elevii săi, colaborând întotdeauna cu ei și oferindu-le numeroase momente artistice care au devenit emblemă pentru liceul pedagogic din municipiu. Pregătiți pentru repetiție generală la repetiție generală. De ce spun asta? Pentru că așa se numește conceptul spectacolului nostru, care va avea loc pe 10 aprilie cu ocazia găzduirii Olimpiadei Naționale de Pedagogie. În ce număr participă elevii la acest spectacol? Sunt undeva în jur de 70 de elevi, începând cu clasa 5-a și terminând cu clasa 12-a. Iar pe scenă vom avea o plajă largă de lucruri artistice, de la scenete până la muzică populară, muzică ușoară, muzică clasică, și ca o noutate avem înființat un band al liceului și doresc să-l promovez cu acest prilej. Și de asemenea un alt lucru pe care o să-l lansăm este imnul liceului, un proiect început undeva prin anul 2009 și proiectat în prezent cu noile condiții tehnice. Elevii liceului pedagogic s-au pregătit intens pentru acest eveniment și promit niște momente artistice impresionante care, cu siguranță, vor bucura spectatorii. Un moment artistic în care cânt, am o echipă de dans pregătită și sper să impresionez publicul, bineînțeles. Sunt o grămadă de altfel de evenimente, la fel ca al meu, de momente cât mai spectaculoase și la care s-a muncit din plin. Cât timp v-ați pregătit pentru acest eveniment? Păi, pregătirile au început încă de la sfârșitul lunii ianuarie, cred. Am lucrat intens aproape fiecare weekend, pentru că ne dorim să lăsăm cumva amintiri frumoase. Roadele muncii acestor elevi vor putea fi savurate luni, în data de 10 aprilie, atunci când repetiția generală nu va mai fi o repetiție, ci un adevărat spectacol. În cadrul acestui eveniment va fi prezentat de asemenea și imnul liceului, care are acum un caracter nou, modern și spectaculos.